Bună seara, bine v-am regăsit, începe emisiunea Deale Buzoianului. Alături de mine în această seară este soprana Gabriela Cristea, cu experiențe noi și povești minunate. Bună seara, Gabriela, bine ai venit, la mulți ani. Bună, Magda, bine te-am găsit. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Noi nu ne-am văzut de foarte mult timp. Chiar acum câteva zile am fost tot așa invitată alături de o colegă de care o să-ți vorbesc, de la teatru. La invitația ei am răspuns cu multă plăcere să fiu prezentă într-o altă emisiune și, apropo, tot așa, nu am mai revăzut-o de foarte mult timp pe doamna moderator, așa îți spun și ție că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și îți mulțumesc tare mult pentru această invitație. E adevărat și mă bucur tare mult că ne revedem și că ai venit cu un proiect extraordinar la care probabil nu se gândesc foarte mulți dintre buzoienii care n-au aflat de proiectul Teatrului George Ciprian. Și o să începem chiar cu această noutate, Gabriela, pentru că vei fi actor în piesa care înțeleg că este sold out din prima zi în care au fost puse biletele în vânzare, Cartea Junglei, piesă care va avea premiera duminica, acum la ora 11. Duminică o să aibă loc premiera spectacolului atât pentru copii cât și pentru oameni mari, deci practic acest spectacol este pentru familia întreagă. Într-adevăr, spectacolul este sold out, s-au vândut toate biletele încă din prima zi de anunț și de vânzarea acestor bilete. O să iau așa ușurel, pentru că anul 2024 a început pentru mine sub o formă foarte plăcută, care m-a ajutat și moral și spiritual și chiar și profesional. Faptul că sunt în acest proiect m-a ajutat să-mi readuc aminte din anii în care eram la Teatrul Național de Operetă, unde jucam și cântam pe scenă. Iar aici mi s-a oferit această ocazie de a reveni pe scenă, așa cum, de ce să nu spun, mi-am dorit dintotdeauna la noi în oraș să joc și pe scena teatrului George Ciprian de aici, de la noi. Este o piesă de teatru care, cred că pentru actori și pentru regizor, domnul Ghinea, nu a fost deloc ușor de pregătit și vreau să-mi povestești un pic, în primul rând, despre rolul tău și apoi despre repetiții, pregătiri, ce a însemnat punerea în scenă a Cărții Junglei. În primul rând o să iau așa cu începutul, pentru că așa este frumos. Acest spectacol este pus în scenă de domnul Ionuț Octavian Ghinea. Dumnealui este regizorul acestui spectacol, alături de o echipă foarte frumoasă, și anume Ana Pușcalău, care este asistent de regie, scenograful Marius Nițu, costumația doamna Teodora Stoica, muzica domnul Bârsan, dacă nu mă înșel. Este o întreagă echipă în spate, s-a muncit foarte mult. Iar eu sunt aici în urma unui casting, pentru că s-au făcut niște preselecții, în care m-am potrivit foarte bine rolului de șarpe. Eu sunt șarpele ca, unde încerc să îl învolburez așa în mrejele mele pe micul Mowgli și să-l captez. Aș vrea să-l ucid, să-l mănânc, să mă joc cu el. Sunt foarte multe acțiuni care se petrec în acest rol și nu mi rămâne decât să le mulțumesc foarte mult echipei pentru faptul că sunt în acest proiect. Oricum, ai un costum extrem de interesant și sper să avem și fotografiile în care apare, da, Gabriela pe scenă. Este un costum foarte frumos. Aici, apropo, a avut loc conferința de presă, unde fiecare dintre noi am încercat să etalăm câteva cuvinte despre acest proiect numit Cartea Junglei.
Alături de mine sunt oameni valoroși ai teatrului, mai ales ai teatrului Buzoian. Îl avem pe Cristi Martin, pe care sigur îl cunoaște toată lumea, Radu Pavel, Dan Răspopa, Felicia Cruceru și Anda Pantiș, care sunt și profesoare de actorie în cadrul Liceului de Arte de la noi din oraș, și Zavi Tudor. Formăm o echipă. Acum te vedem pe tine. Acesta este, da, costumul, da, într-adevăr este un costum de care s-a minunat toată lumea. Este un costum foarte reușit. A fost ușor să, e ușor să joci într-un astfel de costum? Sincer, coada m-a incomodat un pic în mișcări, dar datorită doamnei coregraf, pentru că toată coregrafia este pusă în scenă de doamna Loreta Nache, care la fel îi mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul acordat, precum și echipei. Este un om de bază aici. Coada mi-a dat așa un pic de furcă, dar m-am descurcat datorită dânsei, mișcărilor ușoare care trebuie să le fac în așa fel încât să se coordoneze cu acea coadă lungă. Au dus la un punct în care totul să iasă în ordine și bine stabilit. Aceste imagini sunt de la o repetiție, pentru că premiera încă nu a avut loc, va fi duminică, da? Da, sunt înregistrări de la o mică reprezentație, de la o mică vizionare, în care am încercat cu toții să dăm cei mai buni din noi și să etalăm cât de cât mici scenuțe din spectacolul ce va fi deja vizionat. Cam cât ați repetat până acum? Ce a însemnat pregătirea pentru acest spectacol? Foarte mult. A fost o muncă colosală în spatele acestui spectacol. Repetiții foarte multe, de dimineața până seara. Acolo ne-am odihnit, am mâncat, suntem o echipă foarte frumoasă, relația de prietenie este foarte frumoasă și de respect. Sincer, mi-a fost dor de acest tip de relații într-o colectivitate, iar aici chiar este o relație foarte frumoasă de prietenie. Crezi că în sală duminică vor fi majoritar copii sau vor veni și adulți fără copii? Nu știu ce să spun, dar sigur vor fi copii, clar, 100% alături de părinți, bunici, rude. Cu siguranță vor fi și oameni mari, pentru că este un spectacol care captează atenția. Este un spectacol foarte bine gândit. Cumva este refăcut, reactualizat, să spunem așa, după cum se vede în micile scenuțe. Cel mai important moment va fi al apariției unei păpuși. Din câte s-a spus, se vorbește, ar fi unicul teatru unde acest stil în care va fi expusă în scenă o păpușă mânuită de 3 actori, este unic în România. Așadar, buzoienii au de ce să vină să vadă altceva. Păpușa ce personaj reprezintă? Tigrul Șercan. Tigrul Șercan. Fioroș, după cum cunoaștem povestea Cartea Junglei, doar că este un pic refăcută. Cred că și e normal să fie așa, toate costumele au fost create special pentru această piesă de teatru. Absolut. Fiecare actor reprezintă un personaj, iar acel personaj reprezintă un animal, pentru că totul se petrece în junglă. Ceea ce este foarte interesant este că oamenii vor înțelege această legătură dintre natură și om, dintre animal și om, iar noi, prin personajele pe care le-am primit prin aceste roluri, cumva îmbinăm animalul cu omul. Și cred că e un subiect foarte interesant pe care cei din sală îl vor simți și cred că și îl vor înțelege. Îl vedem l-am văzut mai devreme pe Cristi Martin, care va fi Balu. El este Balu. Spune-mi cine reprezintă fiecare personaj din poveste, astfel încât să identificăm de pe acum. Păi Cristi Martin o să fie ursul Balu, Dan Răspopa este șeful lupilor, Achela,
Zabi Tudor. Anta Pantiș este baghera, cea protectoare și cea care îl salvează, practic, pe Mowgli și îl găsește pe Mowgli. Felicia Crucerul este cimpanzeul, regele maimuțelor. Și Zabi Tudor este Rașca, mama lup, care are un rol destul de dificil, pentru că fiind mamă trebuie să se concentreze numai asupra fiului ei și să-l apere cât mai mult. Da, toată povestea este foarte frumoasă. Și Mowgli este chiar Mowgli regizorul, este, da? Da, este Ionuț Octavian Ghinea. Acestea sunt personajele. O să cânti, nu? Este pentru că înțeleg că va fi o piesă de teatru strânsă, cu multă muzică și da, mult dans. Da, toți actorii cântă, pentru că fiecare dintre noi avem ceva de spus prin acest cântec. Practic, spectacolul, pot să-i spun că este o piesă muzicală, un musical. Extraordinar. Mi se pare și faptul că în Buzău, la Cartea Junglei, din prima zi în care au fost puse în vânzare biletele, da, s-au epuizat, da, da, efectiv, da, da, într-o așa, zi. Dar ne gândim la faptul că, într-adevăr, buzăunii sunt deschiși și aprobă acest demers al faptului că trebuie să fim și într-o instituție de teatru și să ne mai cultivăm, să ne mai cizelăm. Vestea bună pentru cei care încă nu și-au cumpărat bilete pentru premieră este că piesa Cartea Junglei se va juca de mai multe ori pe scena Teatrului George Ciprian, da? Da, chiar o să mai avem o reprezentație, dat fiind faptul că avem sold out în data de 28, în această duminică. Sâmbăta viitoare, pe 3 februarie, dacă nu mă șel, sâmbătă pică, da? 3 februarie, tot la fel, la ora 11. Și acolo aproape sunt terminate biletele, nu? Și acolo la fel, da. Deci se pare că oamenii. Și apoi la final de februarie am înțeles, da, că va fi, da, o altă reprezentație. Nu știu o dată exactă, dar se va anunța pe rețelele de socializare, în interviuri, sigur vor fi anunțate următoarele spectacole. Așa cum ne-am obișnuit, toate spectacolele de la Teatrul George Ciprian, mai ales în ultima perioadă, au fost, da, da, sold out cu toate, da, și oamenii au venit domnului regizor în număr mare. Care pune și datorită actorilor. Da, da, care pune în funcțiune niște spectacole foarte frumoase, Capra cu trei iezi, Lampa lui Aladin, știu că a fost un spectacol foarte, foarte vizionat, așadar, într-adevăr, sunt o echipă foarte frumoasă și îi felicit pe toți pe această cale. Ce a însemnat pentru tine revenirea la teatru? Pentru mine a însemnat o șansă, încă o șansă de a regăsi omul din mine, de a face într-adevăr ceea ce mi-am dorit dintotdeauna. Pentru că eu asta am făcut, asta am realizat. Adică am stat pe o scenă, am jucat și am cântat. Ceea ce e un lucru foarte frumos pentru cine are talent. Cred că este doar un început. Vor urma multe piese în care vei juca? Nu știu ce să spun aici. Probabil că dacă timpul îmi va permite și mi se va propune, cu siguranță voi accepta, pentru că este într-adevăr foarte frumos, este altceva și mă ajută foarte mult. Nu vreau să trecem peste voluntarii, care înțeleg că au un rol exact extrem de important, da, da, în această piesă. Să mai spun faptul că în acest spectacol avem și figurație. Figurația este reprezentată de elevii ai Liceului de Artă. Sunt copii minunați, au făcut o treabă excelentă și ei au muncit foarte mult, au stat cot la cot cu noi. Așadar, o echipă foarte muncitoare și serioasă. Gabriela, noi chiar vorbeam înainte de emisiune că ne-am văzut ultima dată la un spectacol caritabil pe care l-ai organizat în preajma sărbătorilor de Crăciun, acum un an, acum mai un bine an, de un an, da, da. De mult. Și vreau să te întreb dacă astfel de proiecte vor continua în cariera ta, pentru că știu că sunt extrem de importante pentru tine ca om, în primul rând. Cu siguranță, da, adică o să încerc să fac în așa fel încât prin activitatea mea, prin
lucru cu cei mici, să încerc să vin cu ideile de spectacol, să fie acea persoană cu care voi discuta de acord cu aceste idei, să am cu cine să le pun în plan, dar cu siguranță va fi bine. Întotdeauna sunt optimistă și tind să merg pe drumul care mă ajută să-mi realizez și să-mi îndeplinesc anumite idei și anumite dorințe. Așa se reușește. Înțeleg că avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, o singură rugăminte aș avea. Dacă ar putea doamna Sultan să organizeze pe timpul primăverii, verii, timp parcuri. Doamna Cristea, da? Teatru, da. Câte un spectacol în aer liber. Avem Crâng, Parcul Tineretului, Marghiloman. Ar putea să organizeze în cadrul în aer liber. În care, fiind soprană, să cânte operă sau la ce vă așteptați? Nu, pentru copii. Pentru copii, am înțeles. Bun, o să vă răspundă invitata mea. Vă mulțumim pentru intervenție. Mulțumesc. Seară bună, la revedere. Da, o idee bună. Este o idee foarte bună, doar că eu cred că am ajuns la acel nivel atât de ridicat încât să organizez eu singură acest gen de spectacol. Eu știu la ce se referă domnul, dar nu sunt eu omul potrivit. Cred că dânsul ar trebui să discute cu alte persoane care se ocupă special de aceste lucruri. Iar eu sunt în momentul de față doar un actor colaborator și cam atât. Adică, oricum, o idee bună și pentru teatru, pentru că ar putea să organizeze în aer liber. Și da, este bine gândit. Iar clar. Eu dacă făceam spectacole, Magda, tu știi, o făceam pentru copiii mei. Da, am renunțat, să vorbim despre asta imediat. Eu nu mai predau, am renunțat, nu mai am firma, nu mai am nimic. Acum stau în această colaborare de care mă bucur intens, iar cu astfel de organizări, cel puțin pe orașul Buzău, nu. Încă nu. Sau nu a venit încă momentul. Da. Da. Vreau să vorbim puțin despre schimbările care au apărut în viața ta profesională, pentru că au fost multe în ultima vreme. Știu că în emisiunea trecută vorbeam despre activitatea ta de la Centrul Județean de Cultură și Artă și despre copiii pe care cărora le predai canto. Și nu știu dacă acum mai continui această activitate frumoasă de a le preda copiilor canto, dar atunci o făceai cu mare succes. Da. Nu mai sunt la Centrul Județean de Cultură și Artă. De multe luni aveam acest gând să renunț, pentru că nu mă reprezenta Magda. Adică este foarte greu momentul în care mă pliez doar pe un anumit stil. E foarte greu să mergem către alt stil pe care nu l-am practicat niciodată și nici nu am învățat despre el. Trebuia să cânti muzică populară, nu? Da, nu. Este o muzică frumoasă. Tu soprană fiind. Da, eu îi respect pe toți cei care cântă acest gen de muzică, îi felicit, doar că eu atât am simțit că pot și am simțit că nu e de mine. Nu m-am regăsit nici măcar în portul popular. Nu mă regăseam. De câte ori îl îmbrăcam, nu eram eu. Nu. Altfel mă regăseam într-un costum elegant și altfel mă regăseam... Nu, ceva nu era în ordine. Și am zis că e mai bine să renunț decât să-mi chinui sufletul. Așa se spune că ne chinuim. Da, nu era un chin, dar nu simțeam că nu e pentru mine. Așadar am renunțat frumos și am tins către această deschidere și această oportunitate aici la teatru. Iar pe viitor, pentru că tot mi-am dorit de foarte mult timp să colaborez și cu alte orașe. Eu oricum știu, Magda, aveam și din alte orașe copii, aveam și de aici, din orașul Buzău. Am renunțat pe orașul Buzău. Pe orașul Buzău nu voi mai lucra. Și am zis să mă extind. O să mă extind pe partea de Focșani,
să am acolo colaborare. În ce să am sens, și o preselecție, o să predau acolo. Sunt copii foarte buni acolo. Chiar... Nu că n-ar fi și în Buzău copii buni. Nu, dar da. Asta e ca o continuare. Adică sunt și acolo copii foarte buni. O să fac o preselecție, o să încerc să aleg vocile cele mai frumoase cu care să merg înainte, așa cum am făcut, cum am făcut-o și aici. Dar poate că drumul meu aici s-a încheiat și încerc să pliez și să ating către alte perspective, alt oraș și alți acum, oameni. Uitându-ne puțin în trecut, pentru cei care probabil nu te-au urmărit de-a lungul timpului, aș vrea să ne vorbești despre cariera ta, despre toate etapele și de la teatrul de operetă și de la emisiunile televizate, marile concursuri la care tu ai participat. Pot spune că sunt foarte multe, Magda. Experiența de la teatru, 10 ani, ceea ce nu este puțin deloc, turneele pe care le-am avut, multele colaborări pe care le-am avut ca solist soprană în catedrale, în bisericile din București. Apoi aici în Buzău la fel am colaborat la Catedrala Veche, era Catedrala Veche prin 2012-2013. Am avut firma mea muzicală de unde am încercat, cel puțin eu așa spun mereu, am încercat să sprijin și să ajut cât mai mulți copii. Că mi-a ieșit, că nu mi-a ieșit, nu știu asta, fiecare știe mai bine. Într-un fel îmi spun că am făcut niște lucruri foarte frumoase, de care, sincer, nu sunt deloc dezamăgită sau, adică sunt foarte mândră de tot ceea ce am făcut, pentru că am făcut singură totul. Adică eu am ales copii, eu am umblat cu ei, eu am vorbit pentru ei oriunde m-am dus, oriunde am participat, am fost alături de ei și sunt mândră că am putut să, și mulțumită de mine că din punct de vedere profesional am putut face și că Dumnezeu mi-a dat această putere să merg pe acest drum și să realizez cât mai multe vise. Despre Vocea României, ce ne spui? Eu la Vocea României nu am participat. Am participat la România au Talent. Am fost de două ori. Dar știu că ai urmărit copiii care au participat acolo. Am avut și copii. Da. Au avut și succes. Și tocmai. La X Factor am avut copii. A fost așa. A fost întotdeauna un câștig. Un câștig a fost meseria aceasta pe care eu o practic de ani de zile. Experiența din 2017, chiar și pentru mine, de la România au Talent, care m-a ajutat iarăși foarte mult. Apoi în 2022, când din nou am reapărut pe micile ecrane, tot în cadrul acestui spectacol televizat, plus aparițiile pe care le-am avut la diverse emisiuni care se știu, de la Antena Stars, Agentul VIP, Prima TV, România TV, Pro TV, deci sunt destul de multe. Iar acum, pe viitor, urmează să țin legătura cu fetele și, la fel, să am anumite apariții care să mă ajute din punct de vedere profesional, atât pentru viitorii elevi, cât și pentru mine. Dar vreau să-mi povestești despre proiectele tale în cariera muzicală, pentru că e soprană și vreau să știu dacă te gândești să revii la operă, pe scena unei opere din România. Magda, mi-este foarte dor. Eu nu am mai cântat de foarte mult timp. Au fost și perioade și perioade, nu am mai cântat. Probabil că am stagnat și datorită faptului că aici, în oraș, nu am fost cerută la acest nivel de soprană. Pentru că, din păcate, acest gen nu se cântă și dacă au avut anumiți invitații, pentru că au fost la... Au fost seri, da. Au fost seri în care au fost de la Opera Română, de la... Adică am văzut, dar pentru faptul că eu, omul Gabriela, nu am fost invitată pentru a cânta acest gen, adică foarte puțin, prea puțin pentru cât mi-aș fi dorit, eu am renunțat și m-am mai cântat de foarte mult timp.
Acum, ușor, ușor, încerc să-mi încălzesc vocea, să mai cânt, să-mi readuc aminte repertoriu. Da, îmi doresc foarte mult unde voi fi, să reîncep să cânt și genul care ți este cel mai aproape de suflet. Mai aproape, da, 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 da. De fapt, este totul meu, ca să spun așa, din punct de vedere artistic. Și chiar îmi doresc foarte mult să mai cânt și eu, da. Adică să mă dedic copilor, dar să mă dedic și pentru mine. Anul acesta și chiar și pe viitor în viața mea am zis că vreau să renasc și să mă ocup de mine foarte mult și de copilașul meu. Așa să fie. Doamne, așa. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute.